Eu am două mesaje pentru tinerii care vor să aplice pentru acest program. Primul este să nu se teme de procesul de aplicare, fiindcă programul este deschis pentru toate discipline. Eu am auzit de la mai mulți, eu nu învăț la politologie, nu înseamnă nimic. Acolo sunt mai multe comisii. Este comisie pentru agricultură, este pentru medie. Deci eu vreau să încurajez pe toți de la toate disciplinile să aplice pentru acest program dacă ei se simt destul de competitivi și competenți pentru acest loc. Și un alt îndemn ar fi să se gândească întotdeauna că ce folos și ce impact ar avea ei ca bursieri dacă ei se întorc acasă și pot contribui la dezvoltarea țării. Fiindcă, cum Ana a spus, noi avem deja o rețea de alumni, o rețea de oameni care au avut această experiență și au trecut prin mai multe programe și proiecte și care acum încearcă să dezvolte proiecte în Moldova. Deci putem să numim și Drexel Maia în Moldova, care cu ajutorul domnului Marin Ciobanu, și alte proiecte, și GateSet, unde un alt coleg al nostru tot este implicat. Deci eu cred că acest component național, să mergi în Germania, dar să te întorci și să încerci să faci ceva acasă, este indispensabil și întotdeauna trebuie să ne gândim la aceasta.